Bună, dragilor! Bine ați venit sau bine ați revenit la un nou vlog! N-am mai filmat de săptămâna trecută. Astăzi este sâmbătă. Cred că e prima dată când au trecut atâtea zile și n-am filmat. Sincer, săptămâna asta, nu știu, pur și simplu n-am simțit nevoia să fac asta. Dar astăzi vreau să filmez, că mi-a fost și dor de voi și mai am cred că vreo 5 sau 6 persoane. Mai am nevoie de 5 sau 6 persoane să se aboneze ca să ne strângem 2000 și sunt tare fericită pentru că în octombrie cred că fac un an de când m-am apucat de YouTube și sunt tare fericită pentru toate persoanele care s-au abonat și care au venit la mine pe canal. Astăzi este sâmbătă, nu știu dacă am specificat. Noi suntem răcite. Ne-a întors iarăși. S-a întors iarăși răceala la noi. Dar aia e. Nu mai deschis subiectul cu răceala, că știu că nu suntem singurele și în perioada asta e destul de nașpa cu răceala și foarte mulți copilași și foarte multe persoane sunt răcite. Începem un nou vlog. Parcă au trecut atâtea zile de când am mai filmat, nici nu mai știu, trebuie să-mi intru așa în ritm, să-mi reintru în ritm. Astăzi vreau să fac curățenie. Nu v-ați aștepta la asta, nu? Vreau să fac curățenie pentru că este cam dezastru. Și cu răceala asta am început și facultatea din cauza răcelii. Nu am putere, nu am energie, dar vreau să o caut, să văd de unde o scot, să mă apuc de treabă. Vreau să bag și la spălat. Afară este destul de rece, a venit toamna. Deja e frigul ăla dimineață de toamnă. Mila de acolo în spate se joacă și povestește. Și vreau să întind niște haine și afară. Nu pare că ar vrea să vină ploaia. Am de spălat, să le întind afară. Cred că lenjerie o să schimb. Vreau să fac ceva de mâncare. Poate mâine merg la târg. Aș vrea să merg un picuț, dar nu știu sigur. Să văd cum o să fie și vremea. Și da, dragilor, cam atât. Am să fac introducerea acestui vlog, să vă pun așa un pic la curent cu ce s-a mai întâmplat săptămâna asta, că nu am filmat și ați văzut doar așa câteva poze pentru fetele care mă urmăresc și pe Instagram, că acolo am mai pus la story, am mai postat. Dacă nu o faceți, Instagramul îl găsiți în descriere și dacă vreți să mă urmăriți, acolo îl găsiți în descriere. Las vorbăria că este ora 12 fără ceva. Eu am fost deja cu Mila în parc, pe ursul să-l scot un pic mai încolo. Momentan este în curte. Încerc să... Ce faci, mami? Ce faci? Sufletul meu. Vreau să zic că mi este din ce în ce mai greu să-l scot pe ursul, pentru că sunt foarte diferite sarcinile. Cu Milada n-am avut treabă, dar acum o mai am și pe Milada, am și căruțul, ursul care e un câine mare, așa că am decis să îl scot mai pe la miaz, colo pe la 1-2, cam așa, când este mai puțină lume în parc și în rest o să stea în curte, în casă, unde vrea el. Dar îmi este destul de greu să-l scot, așa că cel mai mult o să fie scos de al meu. Fire. You're my heart's desire.
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Am pus și eu puțin mașina pe pauză ca să vorbesc puțin cu voi. Am terminat aici în mare în bucătărie, am șters platurile, mi-am mudat florile, toate cele, dar vreau să fac puțină ordine prin sertare, nu foarte amănunțit, nu vreau să intru foarte amănunțit, dar mai ales aici, vreau să pun făina, grisul, tot ce mai am eu, să le pun din pungi în borcănașe, că sunt cam goale borcănașele și vreau să mă eliberez. Și cam atât în bucătărie. În bucătărie o să intrăm puțin mai târziu să văd ce fac de mâncare. O să mă duc acum în living pe sus să fac paturile. Mașina acum mai are doar să stoarcă, să ies afară să le întind. Și vedem noi ce mai facem. Pare că mi-a căzut de aici o bucățică dintre aceea de ține cărțile. O să vreau să văd dacă pot să o pun la loc. Se pare că am pus eu prea multe. Ori s-a apăsat Milada, care obiceiul acum să se ridice aici și să se țină de ele. Dar o să încerc să văd dacă pot să-l pun la loc. Da, mamă. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow.
I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Doarme, iar eu i-am pus să-i pregătesc aici să pape pe când se trezește. Am pus niște fasole păstăi, cartof dulce, somon, am pus 2-3 paste și am pus o sfeclă, o sfeclă foarte mică roșie și o să-i fac eu un pireuz din toate, pentru că din cauza răcelii nu prea mănâncă mâncare solidă. Așa, am zis să vă pun puțin acolo ca să mă și vedeți. Ziceam că din cauza răcelii nu mi-acceptă mâncare solidă. Așa a făcut și data trecută când a fost răcită, așa că o să-i fac eu o supică din toate cele și cu siguranță o să mănânce dacă fac o supică. Am fost repede până la magazin pentru că vroiam să cumpăr cașcaval. Vreau să fac rapid niște paste bolonieze. Am scos și un pui. L-am avut eu la congelator, dar pe acesta o să-l fac mâine. L-am scos eu la dezghețat ca să fiu sigură că se dezghează până mâine. Cred că diseară o să-l condimentez, o să-l pregătesc și mâine numai să-l bag la cuptor. De dimineață am scos și niște carne tocată și o să fac niște paste bolonieze așa rapid. Am mai avut și burgerii aceștia în congelator și vreau să-i folosesc, că o să mergem săptămâna aceasta la cumpărături și să mai terminăm din lucrurile care sunt prin congelator. Ziceam că am fost după cașcaval, am luat cașcaval de Suceava. Am zis să-l iau pe acesta, a fost 5 lire, pentru că pastele fără cașcaval n-au niciun sens, adică eu sunt iubitoare de cașcaval și iubitoare de paste, așa că mă pun să pregătesc pastele. Este ora 4, Milada doarme de la ora 2, doar că s-a mai tot trezit. S-a trezit pentru că nu putea să respire, odată i-am curățat năsucul,
Momentan încă mai doarme, nu o să mai doarmă mult timp, tocmai de asta i-am și pus la fiert. Alea am vreo 15 minute fierb și numai bine le las acolo calde. Când o aduc pe ea jos, doar să-i pregătesc și să-i dau și ei mâncărică caldă. Mă pun să curăț usturoi, ceapă, morcov și să pregătesc, sosul pentru paste. Pentru că ultimul vlog a fost vlogul cu hainele de la Ana Maria, să știți că după o săptămână încă mai am câteva de călcat. Astea au fost ultimele spălate, alea au fost ultimele spălate, sunt uscate, mai sunt amestecate și cu hăinuțe pe care le-a mai murdărit Milada, bineînțeles, între timp. Dar abia acum, după o săptămână, am reușit să le organizez, să le pun pe toate la locul lor. Celelalte care sunt mari le-am pus dincolo în dulap, călcate, spălate tot, le-am pregătit și mă bucur din suflet că am terminat și cu hăinuțele acestea. Dacă tot am vorbit de haine, am zis să vă și arăt puțin. Aici așa le-am pus pe toate acestea mai grosuțe. Aici la fel are toate rochițele și plovărașele grosuțe. I-am scos toate rochițele de vară, tot ce ținea de mânecă scurtă. Mai are așa și pe asta o avem tot de la Ana Maria, dar am lăsat cu mânecă scurtă doar acestea mai groase, care pot fi date cu un body mai subțirel. Aici sunt pantalonași, care îi sunt mari. Aici avem bluze și de desubt sunt hăinuțe de iarnă. Iar aici sunt toate body-uri așa întregi. Am pregătit mâncarea Miladei. Aici pastele le-am lăsat la foc mic. O să-i dau ei să mănânce și după vin să continui și pastele. Am revenit în bucătărie să fac încheierea acestui vlog și e și Milada aici cu mine. Să nu vă luați, vă rog frumos, de bluza mea, pentru că am desfăcut pasta de tomate ca să ca să fac pastele și am dat pe mine, dar nu contează. Merg eu la duș mai încolo. Am terminat în bucătărie. Am zis să vin să vorbesc puțin cu voi înainte să închid acest vlog. Nu știu cât este de lung sau de scurt. Știu că de multe ori zic asta, dar nu o să-l mai lungesc pentru că oricum am lipsit săptămâna asta și mâine dimineață vreau să ajungă vlogul la voi. Eu am terminat și cu hăinuțele, am adunat și toate hainele de afară care s-au uscat. Mai am doar să calc hainele fetei pe care vi le-am mai arătat și am mai pus eu pentru că au mai fost și hăinuțe de ale ei afară. Dar o să mă ocup de ele după ce adorme ea. Vreau acum să merg să ne punem acolo jos la jucării, să citim, să ne jucăm, să-mi petrec timpul cu ea. După vine și tati și mi-o fură. Așa că da, dragilor, eu o să închid acest vlog aici. Vă mulțumesc că mi-ați dat mesaje pe Instagram, că v-a fost dor de noi. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați canalului, să fim acolo 2000. Vă mulțumesc din suflet. Vă pupăcesc tare, tare și ne revedem în următorul vlog. Pupici! Pa, pa!